Și acum, momentul momentului, suntem în posesia documentului oficial al resetării globale. Ce se dorește a se impune și la noi? Și cum se vor schimba normele de viață, ne spune colegul meu, Dragoș Bisticianu. Dragoș? Bună seara, Victor! Bună seara, stimați telespectatori! Într-adevăr, țin în mâini în aceste clipe acest raport al resetării pe care vor să-l impună globaliștii de la Davos. Pentru că este un raport finanțat chiar de către Klaus Schwab, liderul Forumului Economic Mondial și ai săi, condus chiar de Universitatea din Leeds. Ce e foarte important să rețineți din acest raport, stimați telespectatori, este următorul lucru. Vor să reducă consumul de carne până la 0 kg pe an. Ce înseamnă asta? Înseamnă exact ce vă spuneam noi. Să ne impună acele alternative. Insecte, carne artificială de care vorbea Bill Gates și așa mai departe. Mai mult decât atât, stimați telespectatori, trebuie să vă spun tot din acest raport, vor să reducă numărul de produse, articole textile, da? Până la 3 pe an, adică oamenii să nu-și mai cumpere haine, chiar s-a dat o modă la nivelul printre globaliști ca oamenii să nu-și mai spele hainele ca să nu consume din energie, da? Să nu polueze planeta, pentru că totul este făcut în numele schimbărilor climatice, a combaterii efectelor schimbărilor climatice. Ce mai scrie în acest raport? Important de reținut, apropo de atacul asupra proprietăților proprietății private, reducerea proprietăților, zero vehicule pentru oameni. Și sunt multe alte chestiuni pe care aș putea să vi le spun, stimați telespectatori, însă trebuie să rețineți un lucru. Sub pretextul schimbărilor climatice și a combaterii acestora, globaliștii vor să meargă până la capăt. Nu mai au niciun fel de limită și vor să impună în populație această trecere la energia verde, care ce înseamnă? Ce înseamnă toate aceste măsuri? Înseamnă sărăcie și înseamnă schimbarea radicală a stilului de viață. Așa cum ne anunțau încă de acum un an, să nu mai consumăm la fel de multă energie, să stingem becurile, să facem dușuri în doi și multe alte aberații pe care vor să ne impună, par a fi dispus să meargă până la capăt. Mult dragoș, domn doctor Storescu, cu dușul în doi și cu becul ne-o mai descurca, dar pe mine dacă mă lasă fără carne sunt terminat. Bine, să știți că puteți fi terminat și cu carne. Că și carnea nu-i sănătoasă deloc. Păi și atunci de ce de la a dat-o Dumnezeu pe pământ, dat tamar de vreme? Păi cum a dat ca să mâncăm, ne mâncăm unii pe alții. Dumnezeu a dat fructe, legume, cereale. Carnea nu este un aliment sănătos. Uite, a fost o conferință în America a cardiologilor, acum 3 ani. Așa? Și nu li s-a dat nicio bucată de carne roșie, având în vedere că această carne favorizează boala canceroasă și bolile cardiovasculare. Și le-a spus, țineți minte și pe unde mergeți. La această conferință n-ați mâncat niciun fel de carne roșie. A doua problemă... Păi și carnea albă merge? E mai puțin dăunătoare. Și a doua problemă interesantă, s-a văzut că cei care mănâncă zilnic peste 40-50 de grame de carne roșie, da, au riscul de a face cancer până la 20%. Știți ce înseamnă 20%? Că din 100 de oameni, 20 au risc să facă cancer. Păi aici nu-i joacă. Știți că în România, anul 2019 au murit de cancer 50.000 de oameni și jumătate din ei puteau fi salvați dacă sistemul sanitar făcea educație sanitară și dacă oamenii veneau la timp. Au murit 50.000 de oameni de cancer și jumătate din cauza alimentației. Păi, adică nu într-o discuție pe care am avut-o cu domnul doctor Beoran, mă rog, pe teme, haide să spunem, medicale, domnia sa zicea că nu e ok să interziști consumul de carne, sigur, și domnia sa că recomanda consumul cu moderație și numai în anumite mese și numai anumite tipuri de carne. Păi, dacă era perfectă, apa o bei tot timpul, nu cu... Adică, totuși, e un risc, nu e sănătoasă, încă ceva, are factori de creștere. Adică niște factori care fac să crească tot ce e rău în noi. Și bun. Ei, dacă unul are o celulă canceroasă și asta se multiplică, dacă e factor de creștere, rata cancerului și metastazului e mult mai mare. S-a observat lucrul acesta. Adică deci, stați sunt și dacă mănânc de astea iarbă, gazon, nu mai crește în mine boala? Stați, nu o luați așa, că nu glumim. Păi nu glumim, dar păi, întâmplător v-ați... Auziți puțin. Hrana vegetală are factori care inhibă cancerul. Să vă dau un exemplu. Dați-mi.
Ați auzit de soia, care e foarte controversată. Are păi l-am pușcat pe Nănicu când are trei substanțe. Daidzeină, genisteină și glicetină, care ce fac? Foarte interesant. Cum luptă contra cancerului aceste lucruri din soia? Ca să crească o tumoră frumoasă, mare și grozavă, trebuie să fie bine hrănită, nu? Că dacă nu e hrănită, se ofilește, cumva aia, se usucă și cade. E bine, daidzeină, genisteină din soia, face ca aceste tumori să nu mai fie hrănite și se perpelesc și nu mai au putere. Și s-a dovedit că cei care au cancer și care consumă cantități mari de soia și mănâncă zilnic, rata de a face cancer scade extraordinar de mult. Adică, sunt date adevărate. Eu sunt căpos ca un catâr. Păi dați-mi voie să vă spun din ce cauză. Sunt două mari lucruri care se bat cap în cap. Plăcerea și adevărul. Dacă îți place, omul nu e o ființă rațională, știți? E o ființă afectivă. Dacă îmi place, e bun. Păi nu tot ce îți place e bun. Păi, stați un pic, domnul doctor, că deja m-ați băgat la grijă. Îmi pare bine. Și încerc să vin cu un contraexemplu. Vă rog. Dom'le, ăia în Argentina mănâncă ca niște apucați vită. Da. Toată Argentina e plină de vită și de fripturi. Da. Domnule, ei au câștigat campionatul mondial la fotbal. N-am auzit să fie vreo epidemie de cancer la ei. Stați puțin, n-am cercetat ca să discutăm așa după ureche. Păi nu după ureche, dar până la urmă e un continent întreg, da? Că nu numai Argentina, hai să spunem, e exponentul. Da, și Uruguaiul și Brazilia și tot, să mănâncă într-o dușmănie carne. Stați să luăm un cetișor. Dacă oamenii fac mișcare, dacă mănâncă și vegetale și mănâncă și hrană vegetală, rata cancerului scade uluitor. S-a văzut că oameni care consumă vegetale cantitate foarte mare, chiar dacă consumă și carne, rata de mortalitate scade aproape la jumătate. Adică verdețurile au hrană vie. Carne e un aliment mort, că nu poți să mănânci. Pe când produsele vegetale au aceste substanțe formidabile care scad riscul de a face cancer. I-ați băgat pe toți cu drapelul Bernard în studioul ăsta, toți să uite siderați. Nu e unul vegetarian, domnule. Și legumele acum nu e mai periculos să faci exces de fructe și legume? O întrebare extraordinară. Și haideți, dacă îmi bine, să vă dau și răspund. Da. Am cumpărat, vă spun practic, am cumpărat într-o zi niște mere mari și frumoase. Și am mâncat un măr cu multă plăcere și am văzut la codiță acolo o mică rană. Am băgat degetul și am rămas uluit ce miros de pesticide avea. Hai să judecăm. Când fructul este viu, are substanțe anticanceroase incredibil de multe. Într-o celulă se fac peste 50.000 de reacții într-o singură secundă. 50.000 de reacții. Și antioxidanții reduc foarte mult activitatea substanțelor cancerigene. Ba mai mult, și ceva este extraordinar, noi avem un trilion de celule pe kilogram corp. E în fiecare celulă sunt peste 50.000 de reacții care neutralizează substanțele canceroase. Pentru că este viață. Aceste substanțe au enzime și alte substanțe care reduc. Adică, și a doua problemă, coaja mărului nu permite să intre multe substanțe în interior. În interior sunt substanțe vii care, și de aceea spun, la mărul meu, când am mâncat, el trebuia să miroase cum mirosea rana lui respectivă, pentru că e un element viu. Păi de unde e viu? Păi întâi mărul este verde, pe urmă se face galben, pe urmă se face roșu. Cine îl face din verde, galben, roșu? Cine? Enzimele. E bine, enzimele astea, substanțele chimice, curăță absolut toate substanțele care sunt dăunătoare. Așa că nu au fost cazuri în care să spui că am mâncat mere și am intrat în spital. Dar asta... plantele modificate genetic, domnule doctor? Păi astea au alte mâncare de pește. Cam de astea mâncăm. Păi stați puțin, nu multe. Fructele nu sunt mută genetic. Și soia e modificat genetic, porumbul și încă altceva. Și greu, dar încă ceva. Ce e la modificarea genetică? Sunt peste 20.000 de gene.
Ce modifică una singură? Asta e toată problema. Și încă nu știm, că n-avem încă 10 ani sau 15 ani, să știm exact care sunt efectele adevărate a acestei lucruri. Se aruncă așa ca să distrugă, cum să zic, adevărul despre plante. Plantele sunt formidabile că sunt vii, domnule. Au viață în ele, domnule. Viață, viață. Dacă e o piatră și o uzi, nu faci nimic. Iei un pop de grâu, faci o rădăciniță în jos, faci o tulpină în sus, tulpina începe să facă flori. De asta un pic, că mai nou a început să devine și carnea vie, că după cum ați văzut, au băgat friturile de carne artificială, care e practic clonată din celule. Să vedem ce o să iasă și cu astea, că încă n-am început să le consumăm. Să vedem ce încă nu noi, dar... Păi să vedem ce o să iasă și cu ele. Că ce bagă păi și aveți mai multă încredere în carnea artificială, care provine totuși tot din carne naturală? Nu, din contră, este o mică, o întrebare foarte mare. Ce-i cu ea, cum a apărut, nu știm încă exact. Însă idei care încep să inflot, că auzim să mâncăm insecte. Asta e mai tâmpenie, cum să mănânci insecte? Păi cum să mănânci? Cum mănâncă jumate din universul ăsta? Dar nu e normal, domnule, să mâncăm. Dar nu avem mere, fructe, mâncăm sa insecte. Dă un col de treabă. O fi economie, dar avem nevoie păi de hrană doctor, normală. Dacă mănânci pe stomac cu gol trei mere, ți se taie picioarele, Dumnezeule. Dacă, cum să treacă dacă pui și o felie de pâine, dacă pui și o felie de pâine, nu mai se întâmplă nimic. Hai de să ne urcăm așa. Domnul doctor, am și o întrebare. A zis de carne roșie. Așa. Multă lume nu știe carne albă, carne roșie, carne... Carnea roșie este carnea de vită, nu? Nu, și de vită și de porc. Porc, și, de porc. Și de porc. Și carnea albă și oaia, este de oaia tot la roșie, oaia intră, nu? Oaia tot la, da. Și carnea albă este... Albă pește sau pește. Păi, de exemplu, tonul e tot carne roșie, nu? Cine? Tonul. Peștele, carnea de ton, de pește. Peștii sunt separați. Nu. Carnea roșie este mamiferilor în general. Și acum să vă spun ceva. Puiul la ție intră, vă puțin bine acum de la carne roșie. Alegume. În centru nucleului de hemoglobină se află fierul. În centru nucleului de clorofilă este magneziu. Fierul este un oxidant foarte, foarte puternic care favorizează boala canceroasă. Fierul favorizează boala canceroasă. Păi și când îți dau doctorii și din cauza aceasta, carnea e periculoasă din cauza fierului, că este oxidant. Și noi avem nevoie de antioxidante, care le găsim în toate plantele, că așa a făcut Dumnezeu, ca să ne ajute să nu murim. Pe când fierul din carne ne face ca să facem cancer. Și v-am spus și proporția, 20%. Măi, omule, dacă e 20% și dacă mănâncă din 100 de oameni în fiecare zi carne roșie, riscul de a face cancer e 20%. În România mor 50.000 de oameni de cancer. Dar de nu ce? Cred că nu mai pentru că jumătate din cauza alimentației. Dar poate băieții ăștia la carne artificială tocmai vor să scoată fierul, ca să nu mai murim pe capete. Păi să vedem până ajunge... Adică să pună magneziu în loc de fier, să fie antioxidant. Dar putem pune altceva, dar în momentan, dacă zi, momentan este de încercetare. Domn doctor, puiul și fructele de mare, la ce intră? La albă sau la roșie? Păi, în general, puiul este pasăre. Așa. Pasăre nu e la fruct. E altă mâncare. Păi nu vă întreb la fructele, carne roșie sau carne albă? Aia vă întreb. Nu, fructele... Domn doctor, pe mine cu fructele nu mă cuceriți. Eu încerc să mai găsesc un refugiu într-o bucățică de carne de undeva. Dați-mi voi să vorbesc cu fructele. Fructele sunt exact cum este porcul, care face curățenie în ogradă. Așa. Și care mănâncă tot ce e nenorocit ca să fie, nu miroase urât. Același lucru sunt fructe de mare. Ele consumă tot și toate rezidurile posibile, vin acolo și le rezimă. Și nouă ne plac și punem și muștar. Dar ei totuși nu sunt foarte sănătoase. Pentru că ele sunt făcute ca să curețe pe fundul mării, oceanului, tot ce este rău. Dar nouă ne place să mâncăm ce... Puiul? La asta nu mai... Puiul care? Puiul de găină. De găină. De rață. De... Ăsta, păsările... Totuși au o carne mai puțin nocivă decât carnea roșie. E carne albă. Și ouăle la ce categorie? Ouăle, așa aici, un lucru, dacă sunt bune. Da, un lucru foarte interesant. Dintr-un ou iese un pui. Da. Cu ghiare, cu moație și cu toate. Pene, nu? E, astea organismul trebuie să le dea afară până la urmă când consumăm, pentru că din ele ies toate. Acolo sunt germenii lor. A doua problemă, ou are cea mai bună proteină a planetei, albușul.
În schimb, gălbenușul are colesterol de două ori mai mult decât e necesar. Două ouă pe zi crește riscul de boli cardiovasculare extraordinar. Nu vă spun prostii, să știți. Cum să faci omletă de albuș? Auziți, vă spun ultimele cercetări, că mi-a plăcut ideea. Eu sunt endocrinolog, dar nutriția și cu endocrinologia sunt surori gemene. Și de aceea vă spun, adică nu e glumă. Colesterolul este cel mai dăunător factor a planetei, este killerul numărul 1. Pentru că cele mai multe boli ale planetei sunt bolile cardiovasculare. Și acum o bombă. Toate produsele animale au colesterol, toate produsele vegetale nu au colesterol. Și atunci când un om are mare colesterol, ce se facă? Ia medicamente? Nu, domnule, nu mai mâncat produse animale pentru ca să scadă colesterolul. Vezi, să vă rog de aici, grație. Domnilor, domnilor, v-am anunțat la începutul emisiunii și vă prezentăm un interviu de excepție în care Vika Blochin a povestește cum a trecut printr-un an de cumpăn. A fost la un pas să pierde chiar totul, chiar și casa în care locuiește, și a ajuns să se confrunte cu o depresie cumplită, fiți atenți că totul are o legătură, care o făcea să nu mai vadă nimic bun în jurul ei. Vika și-a deschis sufletul pentru România TV și a deschis în exclusivitate dramele prin care a trecut, dintre care, repet, principala, veți vedea în interviul care urmează, are legătură exact cu alimentația și cu efectele ei nefaste. Niciodată eu la mine nu m-am așteptat ever în viața mea, și cine mă vede și mă cunoaște, și râdeam acum câțiva ani de zile, râdeam despre oameni, cum pana mea poți să faci depresie, știi? Și ziceam, lasă că vorbeam cu mama, și nu înțelegeam ce înseamnă depresie până nu m-am lovit de acest fenomen. Într-adevăr, am avut o depresie foarte urâtă datorită faptului că m-am îngrășat în ultimii 3 ani de zile după pandemie. Emoțional a fost foarte greu pentru că eu am avut momente când nu, deci după un an de zile n-am putut să slăbesc, am fost plecată în Thailanda, am zis că poate măcar acolo slăbesc. Am făcut toate felul de detoxurile, că eu sunt nebună din asta, am ținut 21 de zile pe sucuri, după care am ajuns să țin decât pe apă plată, după care am făcut din asta detoxul, dacă vrei să nu, cum se numește, uscat, se numește, nici măcar cu apă, am ținut post negru 3 zile și slăbisem vreo 1,5 kg, după care am pus vreo 3-4 înapoi. Știi, efectiv, credem că țin minte, m-am întors în Thailanda și m-am mutat în oglindă, m-am uitat în poze, deci nu, mă ocoleam toate oglinzele în casă, nu mă suportam absolut deloc și mă gândeam, bă, ce mai am de făcut, deci nu mai am ce să fac. Știi, și mă gândeam, băi, cumva mă trezeam cu o din asta tristețe și mă gândeam, păstă viața nu mai are sens. Efectiv, credem, am spus, dacă eu o să rămân așa grasă și nasoală toată viața mea, nu înțeleg ce mai e de făcut. Oamenii care sunt plini nu sunt judecați. Deci că și eu la vremea mea am judecat, uite pe grasă, ce mănânci așa mult. Știi, și nu înțelegeam că le poți avea aceste kilograme în plus datorită multor factori. Anul trecut am avut o perioadă cea mai grea, am avut din tot punctul de vedere, a căzut, deci business-ul a mers foarte, foarte rău, nu mai facem bani, copilul a plecat la tată, eram plină de datorii, efectiv m-am îngrășasem ca o purcica, deci pe bune, sumo fighter eram, serios vorbesc, deci nu ceva îngrozitor, toate lucrurile astea au venit așa deodată și mi-a murit și cățelul pe care îl iubeam cel mai mult, adică toate lucrurile au venit una după alta rău și mă gândeam, băi, dar cât se mai poate duce omul? Crede-mă, aveam momente în felul următor. Aveam momentul, puteam să pierd mașina, puteam să pierd casa și mă trezeam de dimineață și mă gândeam. Copilul plecase și mă trezeam și dimineața și mă gândeam. Ce palăria mea fac acum? Mă înțelegi? Și nu știu ce să fac. Eu nu sunt un om care să cer. Gândeam, băi, asta nu am. Am rămas așa, Păi aveam, adică eram într-o din asta, știi? Eram într-un blocaj, efectiv nu știam ce să fac. Mă gândeam, ce se întâmplă cu viața mea? Cum am putut să ajung aici, știi, să mă cer singură? Și crede-mă, aveam vise urâte, urâte rău de tot, știi, și mă gândeam, băi, nu mai am ce să fac decât ce rost are viața, adică, știi, ai momente de genul ăsta care te gândești, băi, cât timp mai prestrăiești, că nu sunt în stare să mă duc să pun ștrangul de gât. Dar acum, crede-mă, înțeleg și oamenii care să ajung la disperare de felul ăsta, ala pentru că nu poți să știi cum joacă minte feste. Ai văzut foarte multe sinucideri în ultima perioadă, după această pandemie, după toate problemele din societate. Pentru că nu mai poți să judeci pe absolut nimeni. N-ai cum. Pentru că mintea joacă feste așa. Într-o secundă poți să spui capătul vieții lejer, indiferent cât de puternic ești, că nu poți să știi ce se întâmplă. Credem, am trecut prin asta și mă gândeam, viața mea nu mai are sens. Domn doctor,
Bun, doamna a avut o depresie din cauza faptului că era gras. S-a îngrășat, s-a făcut ca un balon. Ulterior am înțeles că s-a și operat, sau ce, mă rog, operația aia cu inelul, îl pește, noastră recomandați povestea asta cu inelul sau tăierea stomacului, că sunt două mode. Și mai era, nu trei, că mai era ceva și cu balonul. Mi-au venit oameni de 120, 30, 40 de kilograme, acum am 170. Așa. Și încet și cu răbdare poți face cât unul mare, spunea Topărceanu. Adică, dacă această greutate nu o pui dintr-o secundă, ci o pui din luni și ani de zile, o dai jos tot în o an, poți da înapoi. O idee întâi. Întâi o minciună care circulă, dar să nu zic minciună, o eroare. Ziceți. Eu nu mănânc și mă îngraș. Nu am băut numai apă și mă îngraș. Ce este grăsimea? Este calorii care stau la cec. În momentul în care mănânc mai mult, crește grăsimea. Nu mai mănânci, slăbești. Domn doctor, stați un pic să vă vin cu exemplu. Aici sunt. La mine, ani de zile, până la 40 și ceva de ani de zile, și Norica mă cunoaște de când era mic, toată viața am fost o uscătură. Așa. 70 era un obiectiv. Ziceam, bă, dacă o ajunge și eu la 70 de kilo, arăt și eu ca un bărbat. Da. E, momentul fatidic a fost după ce am împlinit alea 70 de kilo, că de atunci, bă, expandez și vă dau cuvântul meu de onoare, nu beau mai, nu mănânc mai mult decât înainte, nu beau mai mult decât înainte, nu mi-am schimbat modul de viață, da? Bun, am un mod de viață spurcat, am un mod de viață, mă rog, care n-are legătură cu respectarea orelor, meselor și așa mai departe și cu vreo disciplină culinară. Dar, repet, pe același bun, înțeleg, îmbătrânesc, mă lasă caroseria, dar de ce mă expandez? Pentru, numai un pic, că te stresezi mai mult și organismul când e stresat acumulează ca să-și facă rezerve. Păi, băi, impresia că la 45 de ani mă stresam mai puțin decât la 50. În niciun caz n-aveam atenție. Ba da, tot una pe zi aveam și la vremea. Mai e și mișcarea, care nu mai e aceeași. Cătăline, nu mai fac mișcare de când am jucat fotbal și m-a lăsat la 17 ani, Dumnezeu. Hai să o luăm încetişor. Toată energia pe care o avem e de la soare. Așa. Dumnezeu a depus în soare energie. Prin ca mașinile electrice. La început a fost lumina. Așa. Și toată energia noastră, plantele, cele mai deștepte ființe ale planetei, care fac plajă, dar care iau prin fotosinteză energia de la soare și o bagă în ele. Bun. Cu cât mâncăm mai multe plante, cu atâta ne vom crește. Tu, doctor, am mâncat puțin gazon și înainte și acum. Stați, adică nu mi s-a schimbat modul de viață, asta vă întreb. Auziți, că știți, orice mi-a spus dumneavoastră, eu mă replic și eu de ce sunt gras. Auziți puțin, dacă face spumă, nu credeți că e neapărat ce ziceți adevărat. Hai să o luăm încet. Păi nu poate să apară energie, noi nu putem să ne îngreșăm că facem plajă. Numai plantele. Deci, noi avem energie de la plante. Mâncăm mai multe energie și nu o consumăm, ce face organismul? E cum se cade și o pune la cec, la bancă. În momentul în care faci mișcare, atunci trebuie să... Dacă fac mișcarea asta, eu consum energie. Da. Puțină. Dar dacă eu alerg, consum mai mult. Am avut persoane care au venit hotărâte să slăbească. Și m-am luat și o tare de ele, apucă te slăbește. Și într-o săptămână a slăbit 4 kg. Alerga 2 ore, 3 pe zi, în fiecare zi. Dar poate n-avea servici. Avea și servici, dar vrea să slăbească. Și după ce am dovedit, de la 140-130 de kilograme, a făcut 70. Dar încetășor și cu răzut. Fără operație de tăia stomac, fără balon, fără inel, fără nicio operație. Păi dacă 3 kilograme pe o săptămână sau 2 pe săptămână, faci zăgoteală, că sunt câte unul, câte unul încetășor. Acum, deci, de la început, sunt două categorii de oameni. Oameni care la supărare, fără să-și dea seama, mănâncă de nu mai pot, iar la alții la supărare nu mai bagă nimic în ei. Efectele sunt inverse. De aceea, sunteți în grupa omului care, fără să vă dați seama, când vă enervați, mestecați mai mult decât trebuie. Și atunci acumulați... Auziți puțin. Nu merge să crească greutatea numai privind la soare. Hai să fim logici. Dar nu privesc la soare. Mănânc cum mâncam și înainte. Asta vă spun. Acum, e altă problemă. Avem doi hormoni. Leptina și grelina. Așa. Grelina dă o foame de nebunește. Leptina spune ajunge. Nu mai, nimic. Și depinde cum se joacă ei.
Înțelegeți? Păi și să bag hormoni în corpul meu acolo. Păi, dar permanent. Asta e lupta de contrari. Nu, cum zic, marxiștii. Acum, dacă tot v-am prins să vă... Da. Să sunt vă... Păi stați-mă, luați puțin și opriți-mă. Nu mă opriți, lasă-mă să spun. Deci, pe de o parte. Pe de altă parte, în creier avem doi centri, adică trei. Doi de sațietate. Adică unul de sațietate și două de foame. Cel de foame, când l-apucă, nu mai poți. Cel din mijloc spune copăcel. Și ei de tot timpul merg și vezi, ți-e foame, e farfuria plină, o mănânci jumate și omul simți cum se scade foamea, până când spui nu mai pot. Din ce cauză? Că mergem în automat. Eu sunt de la rău la foame, ei, dacă acum, nu mănânc în clipa aia mai ales și nu, dar mănânc puțin și... Puțin și des, că eu mănânc o dată pe zi toată ziua. Nu, deci, doctor, și eu mănânc maxim două ori. A doua problemă, cine mănâncă o dată pe zi se îngrașă. Păi de ce? Organismul așteaptă hrană. Și stă, și când ne-a dat, o înghite tot. Păi și eu dacă mănânc de două ori pe zi, nu mă încadrez la niciuna. Păi da, două ori pe zi slăbiți, pentru că faceți post nu pare. Intermitent. Luați o foaie de hârtie, așa. Scrieți în fiecare zi ce greutate aveți și să vedeți că o să vă uimiți ce salturi aveți și corelați cu restul. Adică e cea mai perfectă mașinărie a universului omul. E formidabil. Poți să nu mai întreb omul ăsta imperfect? Poftiți? Că nu vreau să vă întreb așa, ca om imperfect, da. Ce sunt? Că mi-ați năruit universul. Carnea aia nu e bună, aia altă nu e bună, aia nu e bună. Trebuie să vă mint? Nu! Păi tocmai de asta. Vă mai întreb încă una și asta e decisivă. Da. Cartofii prăjiți cu brânză rasă și cu un ochi deasupra merg sau nici aia nu sunt? Uite, auziți, în anul 2002, nu știu dacă ați fost atenți, că s-a zguduit planeta. 2002. Pentru că în 2002, pentru că la Karolinska, care este cea mai mare universitate din Suedia, să rămâinele, acolo a luat primul Nobel, doamna. Așa? Doamna Sladovska Curie, s-a dovedit anul 2002. Cartofii prăjiți au înăuntru aminoacid asparagină, care face o substanță asemănătoare cu materialul plastic acrilamidă, care e cancerigenă. Cartofii prăjiți în cantitate mare sunt dovediți cancerigeni. Nu în cantitate mare, ca omul. A doua problemă, dacă se mănâncă des, ele se cumulează. Și stai o perioadă și n-ai nimic și nimic și într-o zi când te doare ceva, spui, da, e o tumoră cât un pumn. A doua problemă. O celulă, în fiecare secundă, în noi se naște o celulă canceroasă. Păi de ce? Păi de ce? Avem mașini, fumăm, mâncăm ce nu trebuie, prăjeli. Dar organismul are și niște celule numite killer, acolo unde se vasele mari se adună, și astea sunt ca un cioban care stau așa cu băta și când vede o celulă canceroasă o mănâncă. Și permanent în corpul nostru toate celulele canceroase mor pe loc, pentru că sunt celule killer. Când omul consumă foarte puțin alcool, în momentul ăla celule killer spun, noi ne odihnim, nu mai vedem, ne vedem dublu. Și celulele canceroase încep să intre în ganglion. Și poți sta 1, 2, 3, 5, 6, 10 ani și când omul vine un COVID sau vine o supărare sau moare o pisică sau un câine, cum a fost în partea elantă, da. Atunci declanșează o boală canceroasă și altă problemă. Întâi o celulă, pe mă, 2, 4, 6, 8 da. Și ajung la 10 la puterea 8. Mult. Când ajunge la și un gram, 5 ani de zile se fac așa o tumoră în organism. 5 ani. În momentul în care a depășit limitul asta, în 10 la puterea 9-a, e de 1000 de ori mai mult. Adică o tumoră care are un gram ajunge în câteva luni de zile un kilogram. Și de aceea n-are nimic și brusc vezi care e plin de cancer. Aici sociologul te-a zdrobit. Și din cauza, din care e cauza? Din cauza că alcoolul care a fost consumat a făcut ca celulele canceroase. Ascultați-mă puțin, celulele canceroase au început să... Acum, între timp, dacă organismul merge bine, el revină.
Vă spun, în fiecare secundă, în corpul nostru apare cel puțin o celulă canceroasă. Însă organismul așa e făcut că face curățenie. Trăiesc oamenii 100 și ceva de ani și nu au avut cancer. Da. Victor, eu zic la domnul finalul doctor, emisiunii să te duci să-ți dea pe listă, domnul doctor, ce să mori. Apropo de băutură, că carnea am înțeles. Dar ce putem să bem? Nu. Oricum ieftinește ciola cu mâncarea cu băutură, asta mai prost. Să nu bei tării, să nu bei vinul alb, nu știu cum, vinul roșu, nu vinul roșu. Din vinuri, dintre vinuri, care e mai bun? Că, și pentru Victor, că, ca da. Să știe de acum încolo. Ce drăguț! Domnul Harnaz zice că întreb pentru un prieten. Auziți, eu văd că discuția noastră e mai mult în glumă. Dar nu e deloc în glumă, domnul doctor. Dar suntem niște oameni care... Mie îmi plac glumele, că și eu-ți glumez. Așa că ați nimerit omul. Nu, dar vinul alb e mai dulce. Are anumită o dulceață care nu e... Evident că da. Dar să vă spun ceva, orice gram de alcool e toxic. Omoară celulele așa cum au venit minerii în piața universității și au dat în cap. Deci orice gram de alcool distruge de la creier până tot organismul. Orice gram de alcool, dar organismul are sisteme că imediat le rezolvă. Dar alcoolul sub orice formă este toxic. Deci niciunul nu-i bun, domn doctor. Păi foarte bun la gust. Dar n-au zis, alcoolul e o substanță toxică. Uite, luați o bucată de vată, luați acasă, puneți-o aici sub gingie, adică sub buză, țineți-o 3 minute și știți cum o scoateți? Roșie. Pentru că alcoolul distruge tot epiteliul finuț din gură și începe și curge sânge zile. Pentru că coagulează Vorbiți cu mine de parcă aș fi un respondent al alcoolismului. Și auziți puțin. Am băut în weekend, își spui domnul doctor azi miercuri. Victor, suntem pe locul 14 în lumea la consumul de alcool. Auziți, și când un om consumă o rachie înainte de mâncare, da? Și o înghită. Și ce se întâmplă? De la gură până la pilor, până la cardia, să spunem că stomacul e mai bine ca așa, e rană vie pentru că alcoolul pe unde trece distruge toate epiteliile. Deci spuneți și atunci începe să lustre pe om și ce fără bun a fost. Dar totul este, stați dumneavoastră să termin, totul este rană. Luați alcool în gură, faceți puțin gargară cu el și gura-i rană. Pentru că coagulează membranele. Eu vă spun adevărul. Ia ziceți că sunt glumeți, dar vă pun o întrebare din viața mea reală, domnul doctor. Vă rog. Bă, urmăresc și eu, evident, cum urmărește toată lumea, dezbaterea asta în piața mâncării și, mă rog, a dietelor și așa mai departe. Nu fac niciuna, dar urmăresc, sunt fan, ca să zic. Felicitări! Domnul doctor, cu excepția dumneavoastră și, cred, a doamnei Bilic, dacă nu mă înșel, nu prea ne împăcăm noi. Bun, nu vă împăcați. Eu mă refeream așa din industria asta, ca să zic așa. Dom'le, restul tuturor care se intitulează nutriționiști sau cum vezi noastră, nu sunt grași, sunt mai grași decât mine. Domnul doctor, nu vă supărați pe mine. Eu vreau să... Uite, de la dumneavoastră primesc cu plăcere sfaturi și recomandări, că dumneavoastră sunteți fiți, sunteți tot. Dar dacă mă duc eu grasul și zic, ia zi, doctore, cum ești? Și nu, bă, doctorul ăla că-i dă două ori cât mine, pe eu cum să-l cred? N-ar fi bine să se slăbească pe el înainte și după aia pe mine? Știți cum? Un tată care fumează și spune, nenorocitule, dacă fumezi, te omor. E același lucru. Ha. Deci nu greșește, adică nu mi se pare mie bizar, nu? Nu există educație normală în România, pentru că noi nu suntem niște ființe raționale, ci afective. Noi nu facem ceea ce trebuie, ci ceea ce ne place. Și spui, măcar mor, dar mor sătul. Asta e vorba. Și aia, bă, toți mănânc. Ce, auzi prostii să nu mănânc eu o friptură sau un mic. Știți că un kilogram de carne de mici are benspiren cât 700 de țigări? Și benspirenul e dovedit ca... Mai bine fumăm, vorba lui Mărica. Auziți puțin. Zeama aceea din sângele care cade pe cărbune face o substanță numită benspiren dovedită cancerigen. Iar cel care întoarce micii ca să-i servească la oameni să fie sănătoși și frumoși, e ca și când ar fuma 4-5 pachete într-o zi. Dar văd că poți să-mi duc cocoșatul la ținut, eu mult amar de vreme substanța. Încă ceva. Sunt oameni genetic care pot să bea oțet zile și n-au nimic. Au în spate familii. Așa numiți oțetari. Au familii în spate care au avut un stil de viață sănătos.
Au zis, stil de viață sănătos. Dacă faci mișcare, mănânci vegetale și ești bine dispus, nu te îmbolnăvești, că ai imunitate. Aici e treaba. Mai trebuie să indiferent ce mănânci, dar dovedit aliment. Noi încă ceva. Ce suntem? Ceea ce mâncăm? Deci bem numai cu sfatul medicului. Dacă să vă aduc înțelept ca întotdeauna. Auziți puțin. Eu zic adevărul ne va face. O, glumină, nu, nu, păi și de eu glumesc cu dumneavoastră. Că dacă am luat zelie să nu mai mâncăm nici aia, nici aia, auziți? Păi și eu glumesc cu dumneavoastră. Nu observați că să glumesc. Deci adevărul ne face liber. Noi nu iubim adevărul. Da. Zâmbetele dumneavoastră arată că ați înțeles adevărul, dar nu de cum. Dar ne place să fim mințiți și să ne mințim singuri. Nu vă convine. Ne sperie, asta e ce. Eu știu să fac cartofi prăjiți și omletă, mai nenorocit. Și atunci căutați argumente, a spus de brânză, da? Da. Laptele de vacă e pentru vițel. Laptele de vacă nu este pentru om, pentru că are de 3 ori mai mult calciu decât trebuie. Vițelul are nevoie de coarne și copite. Da. Copilul mic nu are nevoie de carne și copite. Și substanțele respective fac ca acest lapte de vacă să-l fac pe copil mai puțin inteligent ca cel care mănâncă de la mamă. Că mama are substanțe care se dezvolte creierul. Deci chinezii sunt deștepți că nu beau lapte. Pe când? Păi da, cum să nu? Toată Asia nu consumă carne. Nu consumă lapte. Numai americanii, europenii și australienii, pentru că au climă de asta. În momentul în care nu mai consum lapte, enzima care face să fie utilizată a dispare. Dar dacă tot timpul bagi lapte în tine, atunci... Și o altă problemă, cea mai alergizantă proteină a planetei se numește caseină. Toată copilăria mea am băut lapte din găleată când îl mulgea vaca, da? Așa. Și toată viața am avut lipsă de calciu. De gen, cum? Încă ceva. Sunteți foarte inteligent și bine ați spus-o. Laptele este acid. Mm-hmm. Aciditatea scoate calciu din oase ca să nu fie sângele acid. Deci laptele este acid. Și atunci organismul... Trebuie să luați vitamina D2. Și atunci, atunci organismul conchide scoate calciu din oase și face carbonat de calciu ca să anihileze aciditatea. Deci toți, încă ceva, am avut pacienți care s-au apucat de brânză și de unii doctori. Și am spus, cumpărați-vă și o cârje și un baston. Pentru că laptele și brânza scot calciu, scot de calciu. Scot calciu din oase. Așa deci, că... Până urmă, tot la mere rămâne și la salată. Tot la mere și pe... Tot ce am încercat în seara asta... Și la țigări. Și la țigări. Am zis că sunt mai puțin nocive decât micii. Mici. Ceea ce... Domnul doctor, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Pe cuvântul meu a fost un deliciu. Vă mai aștept cu cea mare plăcere să dezbatem obiceiurile proaste alimentare ale românilor. După cum. Ai enunțuri, dacă vreți, asta să le luăm și le explicăm frumos. Doamne ajută, eu vă promit că sunt dispus, domnul doctor, dacă și dumneavoastră veniți, facem un set de emisiuni periodice, să învățăm pe oameni să mănânce sănătos. Suntem o țară needucată. S-a aprobat legea educației aia care ne scoate din necaz, domnul doctor, și dacă îi mai educăm și noi, o să fie și mai bine. Mulțumesc mult că ați fost alături de noi în această seară, domnule și domnule. Mulțumesc și invitațiilor.